rugăm și în aceste momente pe baza promisiunii date de Tine prin cuvântul Tău. Doamne, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Umple cu Duhul Tău cel Sfânt și ajută-ne, Doamne, să fim roditori. Doamne, fă-ne roditori să aducem roadă. Curățește-ne să aducem mai multă roadă și noi binecuvântăm numele Tău. Îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos. Aleluia. Dincolo de unde pot eu
fiecare dintre noi să învățăm să ne uităm la El, să ne uităm în viața Lui, să ne uităm la relația Lui cu Tatăl, să înțelegem felul plăcut și modul binecuvântat în care să trăim. E un moment prielnic, dragii mei, să înțelegem chiar acum. Poate unii dintre noi trebuie să ne luăm privirea de la lucrurile celea care de fapt nu zidesc, nu folosesc. Sunt lucruri la care încă mai privim. Sunt lucruri care încă ne atrag privirea și atenția. Cuvântul spune priviți la Hristos. Când vrei să fii transformat, când vrei să propășești, când vrei să mergi din slavă în slavă și din putere în putere, privește la Hristos. Să ne vizionăm.